Bine, vin la și la cuțite, o să iei 3 cuțite, o să mergi mai departe. Sau cum se face? Între timp, cât faceți aici la bancurile astea, două, încercați să priviți chestia asta, poate, poate o să pierdeți timpul. Și asta e ideea. Hai mă, lasă-mă că fac ce de mă, vină încoace. Cu magia ta, vină încoace, dă șervețelul. Te-ai electrizat la mână, mare rahat. Ia uite-l. Stai puțin, că îmi ies. A, ai băut din aia de acolo, de aia îți iese. Asta e un vin de-al meu bun. Hai, să te văd. Am văzut. Particip și tu? Poate da, îți dau ăștia cuțite să vezi ce le fac. Mă numesc Ionut Stoian și numele de scenă este Iohannes. Merg pe apă, mă îngrop de viu, conduc legat la ochi, fac tot felul de trucuri. Iară se joacă la șervețelul, mă, tu nu ai avut jucării când ai fost mic acasă? Mai, ia, stai acolo să vin eu să văd. Stai așa, stai așa. Stai aici, fraieră? Am învățat magia de la maestrii care fac să dispară lucruri mult, cu mult mai mari. Sănătate la toată lumea. Nu gătesc deloc. Eu nici nu știu ce să le fac, deci sincer. Omletă. Spargi niște ouă, le bați, nu? Și după aia pui, le arunci tot fel de chestii acolo, cașcaval, nu știu, verdețuri, am văzut că sunt jos acolo, în piața aia voastră. Le lași acolo să simt, când s-au făcut, îmi dau seama. Păi, s-a lipit de fund. Deci omletă cât ține? Omletă e o chestie de 10 minute. Și am o oră la dispoziție. Păi eu în restul timpului ăla fac tot felul de chestii. Un fel de voodoo. Știi? Adică ceea ce se întâmplă aici îi face rău. Nu pot să-i spun plantă, dar acestei flori din hârtie îi se întâmplă florii de aici. Nu contează distanța. Uite. Rămân cu foarte puțin. Bine, eu bănuiesc că o să mă ia la mișto rău tare de tot, pentru că ce e asta, vii la șef la cuțite și faci omletă, știi? La urma urmei, dacă stau bine și mă gândesc, ei sunt foarte indulgenți la început, așa că eu cred că o să și obțin liniștit măcar un cuțit în spate. Nu știu să fac acum, nu știu ce, foam fleuri și nebunii din astea. Doar să le fac să apară, într-un fel. Hai să vedem, hai să vedem. Haide, mă. Băi, ghicim și noi, mă, ceva, l-am ghicit de mult. Era să iau ou de la 50 de kilometri. Mamă! O omletă. O prăjite, ceva. Haide. O jumătate, 3, 2, 1 și... Hop! Ce ai făcut, tată? Zici că m-am trezit în vama veche, dintr-o dată. Chiar că s-a grăbit concurentul ăsta. Deci avem o terină de ficat de gâscă. Da. Învelită. În bacon. Ia, uite, fii atent aici. 3 kg de brânză, tată. Când am omleta, să fiu online. Deci asta nu e omletă. Este o terină de brânză îmbrăcată în ou. Bă, dar cine a gătit, mă? Cine să facă mă omletă de dimineață, Florin? Șaormarul din vama veche. Cred că Măciuca a gătit, să fiu online. Eu cred că e fain șoferul nostru. Dar de ce să faci omletă, mă, pe bune? Ia uite, băgați, întreb de ce, dar toți, hap. Hai să vătăm. Da, mă, nici omleta nu... Da, mă, că e gustoasă. Hai, mă, lasă-o. Hai, mă, lasă-o că e gustoasă. Hai, mă, băi, lasă-o să faci. Dar ce nu ți-a făcut? Dar ce omleta n-ai făcut? Deci, m-a trimis un vamă, frate. În perioada când n-aveam copii, eram doar eu cu nevastă mea. Serios. Ce-ai pățit mânca la nenea? Mamă, frate.
stai ciocolata asta. Nu. Nici nu-i ciocolata. De la ora 2:20 și ceva s-a constatat o furtună din care un degajament într-o apă și n-am crezut că mă pot în felul ăsta. Gătesc vierb. Dă-mă tase. Orice mâncare trebuie gustată. Ce avem? Salată Caesar. Treci drept cu un farfurin. Treci înapoi. Nu mă duc la locul meu, pentru că sar viermi pe mine, da? Mă duc peste concurent. Lăsați-mă drept în pace. Hai încoace. Ne întoarcem la cuțite, unde următoarea apariție ne-a băgat mințile în pauză. Ce ai pățit mânca la mine? N-aș vrea să vă zic că treaba aia de pe YouTube, că de la ora 2:20 și ceva, până să dorm singur cu nevastă mea în pat, că s-a constatat o furtună din care cu un degajament într-o apă și în bucătărie m-am tăiat într-un cuțit profesional, m-am subestimat și am ajuns așa. N-am crezut că mă pot tăia în felul ăsta. Așa. Dacă vreți să-mi faceți poză, domnul Scărlătescu... Cum ai reușit să faci omleta din poziția asta? Am vrut să fac 3, deci... practic... Au ieșit 4. Am împărțit cu treaba în bucătărie și... Păi se vede că te poți împărți. Dar unde te-ai tăiat? Aici sau acasă? Nu, aici. Bine că nu sunt gerez, știți că fiind cuțitul profesional, s-a făcut și o tăiere perfectă. Și acum am rămas cu partea superioară ca să pot să și gândesc când fac omleta. Da, poți să te reasamblezi? Asta o să fie mai dificil. Dar... nu știu, cu scaunul ăsta aici... Uite, bă, nu cred așa ceva. Cred! Stai, mă, să nu s-ar dea, mă. Să cazi în cap, mă, stai. Da, da, așa. Nu văd cum stă, mă. Cum te cheamă? Iohannes. Iohannes, dacă ar fi să mergi mai departe. De unde, băi, a luat scaunul? I-a luat scaunul. Ce ai cu el, mă? Da, mi-e cam greu, mai departe, dar... Iohannes! Da. Fii atent, ce-am votat, da? Ok? Da. N-aveam de unde să știm cine în spatele ușilor. Sunt curios cum te descurci la bootcamp, sincer. Problema este... nu știu ce o să te faci, cum mergi mai departe, cum gătești mai departe. Am să mă refac și... îți recomand un regim cu varză, dacă vrei. Dar trebuie să ai grijă să nu te mai tai. Uite, lasă aici, când te reasamblezi, poate. Da. E bine așa? Uite. Da, vă mulțumesc că... mult. Să știți că tot eu sunt și aici și aici, adică sunt unii care au dubii, da. Bine că ai grijă de buzunare, că ești la același nivel. Da. Din ce echipă ai vrea să faci parte, dacă nu te mai tai? Echipa domnului Scărlătescu. Și ce trimiți la dânsul? Capul sau picioarele? Să știți, și mă gândeam că și asta ar fi unul. Și care merge la ei? Partea de sus sau partea de jos? Partea de sus. Și picioarele la bontea să-l mai încurce, mai pui piedic. Până atunci o să fiu un trec. Să ai grijă să nu te mai tai. Până atunci picioarele la tine, să-ți pună piedică. Felicitări! Succes! Mersi! Și Doamne ajută să te repari! Deci prima oară mă jur că n-am știut ce să fac. Băi, în regulă sau nu e în regulă?